Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tolontan în Deșteptarea. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. O știre care a apărut ieri și care s-a prelungit și pe parcursul nopții la televiziune și astăzi spune că o filieră PSD, de fapt Cod nu s-a descoperit că o filieră PSD sau a scris asta, a furnizat presei și a apărut încă de ieri, de după amiază, pe televiziuni, pe unele dintre televiziuni, un document de 3 pagini care se pretinde a fi fost făcut de... a atribuit securității de înainte de 89, mai exact datează din 88. Îmi place cum ai precizat, a securității de dinainte de 89. Da, corect. Nu, dar nu, cum să zic, nu a fost un moment de inspirație al meu. Mulțumesc pentru accentuare, a fost pur și simplu eroare. Bun, în document se susține că elevul din acel moment, Nicușor Dan, care avea 17 ani, a dat note informative despre colegii săi, membrii ca și el, ai lotului de olimpici internaționale ai României, la matematică. Documentul a fost analizat de către specialiști pe care Ponius i-a contactat imediat. Am discutat cu 4 oameni cercetători istorici. Doi dintre ei și-au dat și numele. Doi au rugat să furnizeze informațiile pe care le au după ce au cercetat câteva ore documentul, fără să-și ofere numele. Pozițiile lor sunt importante în momentul ăsta și au preferat să spună că, de fapt, ceea ce au văzut în document e mai important decât cum îi cheamă printre ei. Dar doi dintre ei chiar s-au dat numele. Și din 4 oameni care au fost consultați experți, 3 dintre ei au spus că ne aflăm în fața unui fake, că este o făcătură. Un document. Da, o făcătură. Nu e treaba lor să interpreteze electoral sau așa. Oamenii, fiind istorici, au spus ce nu se potrivește, după părerea lor, la acel document, cu ceea ce susține documentul. Deci, încă o dată, acuza era foarte gravă. Se spunea că inclusiv că Nicușor Dan, ca elev la 17 ani, a dat 3 informări. 2 fără valoare informativă, cum scrie acolo, și una în urma căreia un coleg de-al lui din lot n-ar mai fi primit acordul securității și apoi al Ministerului Educației de vremea respectivă ca să meargă la o altă olimpiadă internațională. Era vorba de 2 olimpiade. Documentul amestecă elemente factuale reale, că au avut loc 2 olimpiade internaționale unde a fost Nicușor Dan, una în Cuba și una în Australia, una în Cuba 97, una în Australia 98, cu elemente pe care acești specialiști consultați de către Hot News și tot articolul e pe Hot News pe site, arată clar că în opinia lor, că nu suntem în fața unui document real. De pildă, 2 chestii factuale pentru oamenii care aud prima oară poate de acest document, sau poate doar auzi știrea că cineva l-ar fi prins pe Nicușor Dan că a turnat la securitate. 2 lucruri importante. Exista o codificare a documentelor pe care securitatea le întocmea. În codificarea asta, care era alfanumerică, pentru a folosi expresie de astăzi, adică și numere și cifre și litere, la un moment dat, după un slash, apărea obligatoriu, absolut obligatoriu, indicativul ofițerului care a întocmit documentul respectiv. În codificarea din documentul acesta nu există acest indicativ. 2. Foarte important, se invocă unitatea la un moment dat a securității, a direcției de securitate. Unitatea respectivă nu se ocupa cu ce spune în document, ce spune documentul că făcea, ci era o unitate a Centrului de Informații Externe, să zicem, știe de astăzi, ca să simplific pentru oameni. Deci, cel puțin 2 lucruri găsite la prima vedere de către specialiști, adică nu la o analiză instituțională, ci personală, profesională, dar la unor oameni care se pricep, arată că documentul este fake. Dincolo de asta, CNSAS-ul, care este organizația statului român, autoritatea supremă în materie de analizat arhiva fostei securități, înțelegem că se va întâlni și va propune, deși nu era pe ordinea zi inițială, va propune o analiză și o reacție la acest document care încă a început să circule în spațiu public, fiind lansat de o
filieră a unui partid care are propriul candidat la primăria Bucureștiului. E vorba de PSD. Care are cel puțin un candidat la primăria Bucureștiului, dacă îmi permiți și această observație. Dar te-aș întreba, crezi că are vreo importanță că acest document este fake? Că este o făcătură? Că este o mizerie? Crezi că are importanță pentru electorat? E interesantă întrebarea. Am întrebat și noi pe cineva care este pe ceva mai bine ca noi, pe analistul politic Cristian Părbulescu. Și el a spus așa, pentru nucleele dure nu are importanță pentru că ambele verifică. Fie verifică, se uită despre ce e vorba, fie nu interesează, pentru că ei deja au opțiune electorală fixată. Pentru oamenii care doar aud așa că o energie care le trece pe la ureche, e posibil să existe un efect fie de demobilizare, să zică, până și Nicușor Dania, uite, domnule, extraordinar. Ce nenorocit. Exact. Fie de mobilizare. Uh-huh. De-aia treaba noastră ca jurnaliști, de-aia și discut subiectul aici, da? Multă lume, adică au fost oameni care au zis, hai dumne, rostogoli și voi un document, un... Nu. Începuse rostogolirea pe televiziune și ceea ce am încercat să facem la comisie este să clarificăm contextul acestui document văzut nu de către noi, da, ci de către specialiști, așa cum îl văd specialiști, și vom insista. Și normal că și opinia publică insistă către cine stați să spună care este, pentru că între timp au mai apărut niște neconcordanțe. Se pare că este inclusiv un nume al unui elev care este invocat în document, care în 1988, când ar data documentul ăsta, nici nu se numea așa. Uh-huh. Era un nume căpătat mult mai târziu. E descoperirea cuiva făcută azi noapte pe rețelele sociale. Deci da, omul și-a luat un nume după 90, dar apărea cu numele l-a luat după 90 în 1988. Da, a fost acolo un efort neprofesionist, înțelegem, de documentare și crearea unei minciuni, pentru că înțeleg că s-au dus și au căutat numele din lotul de olimpici în care a fost Nicușor Dan. Adică oamenii s-au dus și au căutat prin arhive câte ceva ca să poată să creeze, nu? Da. Sunt elemente, sunt personaje reale, sunt dar niște profesori reali care sunt pomeniți acolo. Nu, așa, frate. Poate i-au plătit prost pe ăștia care s-au ocupat de toată treaba sau poate sunt neprofesioniști. Nu mai sunt profesioniști în fake-uri de pe vremuri. Niciun fals ca lumea nu mai poți să cumperi în ziua de azi. Uite, te fac de râs ăștia. Oare îi mai plătește pe ea sau... Nu știu, acum știți cum e, într-o țară în care establishmentul politic are în bună măsură, din păcate, asta e realitatea factual dovedită. Diplome false, doctorate, masterate false, na. Și dezinformările sunt plagiate. Mm-hmm. Da. Bine, Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.